Ok, am desfăcut acest motor, da, de Linhai, și când am încercat să-i desfacem segmenții, s-a rupt o bucată din piston de aici, așa. Deci o să schimbăm pistonul complet. Acesta este pistonul nou, avem o săgeată. Dacă nu se mai observă săgeata, urmăriți supapele. Decupajul din piston, cel mai mare, vine la supapa de evacuare, care este mai mare. Deci poziția pistonului este așa. Am băgat o siguranță, o să băgăm bolțul. Ok, am băgat bolțul. Acum punem și siguranța. Ok, am băgat și altă siguranță. Acum segmenții. În primul rând împărțim pistonul imaginar în 3. Așa, și închiderile la segmenți trebuie să vină în 3 părți diferite ca să nu se alinieze. Punem prima oară segmentul de ungere. Ok, punem segmentul de ungere. Segmentul de compresie. Așa. Okay. Și segmentul de compresie. De aptere. Ok, după ce am curățat bine cilindrul de garnitura veche, punem garnitura nouă. Așa. Și o să băgăm cilindrul. Da. Normal ne trebuie o presă de segmenți, dar cum nu avem aici, o să punem ușor cu mâna. Ok, așa, am băgat cilindrul ușor cu lanțul să nu cadă. Ok, așa am fixat cilindrul, așa punem și patina, așa, ok, acum o să punem chiuloasa, am curățat bine și chiuloasa, așa, garnitura de chiuloasă. Grijă cu lanțul să nu vă scape motor, că apoi vă chinuiți să-l desfaceți din nou. Așa. Și acum o să venim cu chiuloasa. O să-i punem întinzătorul și lanțul de distribuție. Ok, acum înainte să punem chiuloasa și să punem pinionul, o să desfacem partea de la magnetou. Pe volant avem niște semne. Ok. O să învârtim arborele să ajungă pinionul, pistonul sus.
stânga ta, aici este sus. Acum în partea de la volantă trebuie să avem două semne. Ok, acesta este semnul de pe volantă, așa, și aici pistonul trebuie să vină sus, aproape în rasul cilindrului. Și acum o să punem chiuloasa, o verificăm să fie lanțul bine pe pinion, este ok, da, așa. Așa. Ok. Așa. Punem chiuloasa. Ușor. Gata, trei. Ok. Așa, pinionul. Punem și pinionul. Avem aici un semn pe el. Ok, punem pinionul. Așa, avem un semn aici pe pinion, care trebuie să se alinieze cu semnul de sus de pe chiuloasă, adică exact așa, așa trebuie să fie el în poziția aceasta. Deci o să punem lanțul pe pinion, așa. Eu acum am lucrat în poziția aceasta pentru a vă arăta mai bine, să se vadă mai bine pe filmare, dar cel mai bine este cu motorul culcat ca să nu vă scape lanțul. Deci aceasta este poziția. Ok. Acum putem să strângem pinionul. Apoi o să strângem întinzătorul. Înainte să strângem și chiuloasa și tot, o să mai verificăm o dată să nu fi mișcat semnele. Ok, prinde și rezoanele, așa, și piulițele de la chiuloasă, așa, și o să strângem chiuloasa de poziție. Punem întinzătorul, i-am dat cu mastic, așa, îl punem înapoi pe poziție, așa. Îl prindem cu cele două șuruburi. Prindem întinzătorul.